merge. Mărean, ați ajuns la 3 meciuri fără înfrângere în Liga 1. Cum e atmosfera acum la echipă? Din părerea mea este că avem o echipă destul de bună și am început să ne revenim cu jocul, jucăm din ce în ce mai bine. Este o atmosferă destul de bună, ținând cont că nu am pierdut, dar deoparte nici nu am reușit să câștigăm pe teren propriu acest an. E o mică părere de rău că n-ați bătut Petrolul, deși ați fi meritat să câștigați? Am făcut o primă repriză destul de bună, dar pe ansamblu cred că a fost un meci echitabil. Repriza a doua nu am reușit să jucăm la fel de bine și au avut și câteva oportunități de a înscrie. A fost un meci echitabil, cred. Urmează un nou duel cu o echipă de Europa League, jucați în deplasare cu Astra Giurgiu, o echipă ce a reușit să califice chiar în grupele competiției. Cum va fi această partidă? Va fi un meci destul de greu ca toate partidele din Liga 1, dar sper să ne întoarcem cu punct sau punct de la Giurgiu. O să-i urmăriți la lucru meciul cu Dinamo Zagreb de diseară? Normal, o să urmărim toate echipele din Europa League și sper să câștige. Ne ajută pentru pe noi și pe România atât. Ai caracterizat Astra ca și echipă. Au mulți jucători de valoare, o echipă destul de bine legată, nu? Au un lot destul de valoros. Nu contează că joacă astăzi joi, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de că au astăzi meci în Europa League și să intrăm pe teren, să dăm 100% și să ne întoarcem acolo cu puncte. Da, apoi urmează și un duel în Cupa României cu Șeimi Pâncota, echipa lui Adi Rusu, fostul vostru coleg. Adi Rusu, care din păcate se pare că nu va juca în acest meci pentru că este accidentat. Cum va fi în Cupa României? Da, am vorbit cu Adi Rusu, era într-un fel trist că nu poate să joace, dar eu sper să o facem cât mai bine și la fel să mergem mai departe în Cupa României. Cine mizați în atac? Pe Mihai Roman, deja a ajuns la 2 goluri în acest sezon, a reușit să marcheze și cu Viitorul și cu Petrolul, goluri care până la urmă au adus puncte echipei. Nu știu, eu nu vreau să vorbesc despre acest lucru, domn profesor știe despre acest aspect. Până la urmă, cheia este echipa, nu unitatea echipei. Normal, noi suntem o echipă și nu prea avem individualități. Grupul face ca echipa să arde din ce în ce mai bine.